La vie să fie Domnul. Iuda, versetul 20-21, îi salutul bisericii din Bosanci pentru dumneavoastră și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Aș vrea să avem un cuvânt de învățătură care l-am primit pentru dumneavoastră. N-am predicat din textul ăsta niciodată. Mi-a fost greu să aleg subiectul, dar cred că e voia lui Dumnezeu să abordăm împreună textul pe care l-am citit. Și anume, m-am referit cu precădere la versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. De unde mi-a venit ideea predicii de astăzi? Recent, în adunare la noi, într-o slujbă de joi seara, am numit un frate la predică. Un frate care e foarte vocal, are o voce foarte puternică, un frate foarte râvnitor și un om pocăit. Lui i s-a părut că în acea seară adunarea e un pic obosită. Și a spus, fraților, n-am venit la adunare să dormim, nu vreți să ne trezim din somn? Și atât au insistat, fraților, spuneți amin, spuneți aleluia, am venit la adunare să dormim, uitați ce scrie în Roman, că a venit vremea să ne trezim din somn. Eu un pic m-am simțit deranjat, când în mod deosebit el s-a uitat tot la mine. Și mi-am făcut așa o verificare și am spus, mă, sunt născut în pocăință, m-am păgăzit de păcate mari, familia mi-e credincioasă. Nu lipsesc de la adunare, am ani de zile, mulți ani, de când n-am lipsit niciodată de la adunare. Poate dacă am fost în avion cumva, în rest eu nu lipsesc de la adunare. Pun și eu bani în colectă, citesc în Biblie, mă mai rog, mai predic, mă, eu domn să ustrează. Și am spus că dacă se mai uită odată înspre mine și mă întreabă, nu vreți să vă trezit, eu îi spun, eu nu dorm. Dar se pare că nu se mai uita la mine. Am terminat slujba, am plecat acasă, dar gândul ăsta m-a frământat. Că el avea argumente, spunea, fraților, versetul ăsta e scris pentru pocăiți, că e vorba de mântuiți și e vorba de oameni care au crezut, că mântuirea acum este mai aproape de noi ca atunci când am crezut. Nu e ăla din Efeseni 5:14, de aceea zic, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Ăla e mort cu totul, ăla nu e pocăit, dar la noi e pocăiți. Și mai spunea el, nu uitați că și fecioarele înțelepte au ațipit și au adormit. Și m-am dus acasă și atâta m-am frământat, măi, eu dorm sau nu dorm? Vorbesc spiritual. În ziua de astăzi aș vrea să împărtășim câteva gânduri din cuvântul acesta. Că până la urmă eu, pentru mine, am găsit o explicație. Și dacă vrea cineva să o ia, Doamne ajută, dacă nu, cercetați mai departe și dumneavoastră. În Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 2, scrie acolo așa, adormisem, dar inima-mi veghea. Spun oamenii că atunci când cineva doarme, foarte multe mădulare, organe din trup, sunt într-un repaus, dar nu total. Dacă inima ar lua o zi de concediu, noi am fi cu certificat de deces în buzunar. Inima, când omul doarme, inima lucrează. Probabil au capacitate redusă, dar lucrează. Dar am văzut oameni care dorm așa de profund că îi lua cineva mâna și o da așa, așa, îi da mâna în partea cealaltă, așa rămânea. Mâna dormea, picioarele se odihneau. Eu cred că versetul ăsta se poate aplica pe anumite segmente din biserică. Eu dacă aș vrea să vă spun că frații din Linz dorm, v-a supăra, nu? Poate și normal, măi, nu dormim, măi, frate drag, cum dormim, ce avem aici, nu? Dar s-ar putea ca în anumite domenii să dăm dovadă de somnolență. Adormisem, dar inima înveghea. S-ar putea ca în mod privat, eu azi nu mă refer strict la biserică, așa la modul general, ci vreau să vorbesc cu fiecare în parte din voi. S-ar putea ca într-o adunare activă cineva să doarmă. Să doarmă. În adunarea aia foarte, n-ați văzut, când e o rugăciune înflăcărată și se roagă frață, cântă, vorbesc în alte limbi, n-ați văzut că unul răspăiește un caiet de cântări? Deci el nu, e aparte de biserică. Sau s-ar putea ca tu
sau eu, în anumite domenii, să dăm dovadă de o apatie, așa, de o somnolență. Și lucrările Duhului Sfânt arată asta. De exemplu, eram odată la rugăciune și un proroc are pentru un frate o vedenie. Se spune: frate, am văzut ogorul dumitale, ai lucrat foarte bine, te-ai dus înainte cu o bucată de ogor, dar o bucată era rămasă în urmă. A spus: Domnul, întoarce de cât ogorul e al tău. Știți cum vine asta? Cineva să fie dedicat muzicii. Domnule, el numai cu mâinile pe pian, numai cu solfege în față, muzica e foarte, cântarea de laud e foarte importantă. Să meargă pe partea muzicală mult, mult înainte, să fie fruntaș, dar în ce privește rugăciunea, îl vezi că el nu se roagă. Când se roagă adunarea, el nu se roagă. Ăsta e rămas în urmă, el, în privința, în domeniul ăsta, el o a adormit. Sau în privința lucrării Duhului Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt. Am văzut oameni foarte darnici, care dăruiesc, au și de unde, au o inimă bună, e o casă aprinsă, copii, orfani, se duc să dau. Dacă îl întreb ceva din Psalmul 1, el nu știe. Cu asta e rămas în urmă. Deci eu așa am aplicat problema adormirii acesteia spirituale. Că nu dormim cu totul, nu dormim, că atunci suntem morți. Dar în anumite domenii din viața noastră spirituală, s-ar putea să fim rămas în urmă. Despre Efraim scrie în Osea 7:8, parcă, Efraim este ca o turtă neîntoarsă. Adică pe o parte e bună, măi, e gustoasă să o mănânci, pe partea aia la altă i-a luat crud, o pui în gură să întindă, nu o poți mânca, e turtă neîntoarsă. Am întâlnit oameni așa, oameni conservatori, care era, când era vorba de ținută, domnule, era polițai, ținută așa, așa, așa. Când era vorba de o minciună sau de ceva, era mult mai larg. Oameni buni, pocăința trebuie trăită în toate domeniile vieții. Dumnezeu să ne ajute, amin? Și mai am aici un gând. Somnul între recomandare și pericol. Somnul e bun. În Ioan 11, 12 și 13 spunea că dacă doarme, e bine. Dacă doarme, se va face bine. Și acolo în versetul 13 spune că el vorbea de odihna căpătată prin somn. Că omul la un moment dat are nevoie de o perioadă de odihnă, că se face bine. Noi suntem o adunare care ajutăm foarte mult. La noi adunarea ajută foarte mult și într-un fel ni s-a dus vestea. Atâtea cereri de ajutor avem primite. Și aici, de când sunt în limbi, ieri m-a sunat un frate din Vaslui: frate, te rog să-mi faci o strângere, că vrem să cumpărăm o adunare. Măi, frate, eu acum sunt în limbi. Păi spune la ei din limbi să ne facă. Apoi n-am venit pentru asta, măi, când vin acasă o vorbim, știți? Dar se întâmplă că am avut două case aprinse, recent. Am făcut o strângere. Am mai avut cineva o adunare mică, frate, vin iarnă, vrem să-i punem acoperișul, am făcut strângere. O soră s-a îmbolnăvit, a trebuit operată la Cluj, a trebuit strângere. Și am spus: măi, obosim adunarea, e toamnă, a început școala, cărți, caiete, ghiozdane, lucru în agricultură. Nu putem face în exces strângere din astea. Mai oprim un pic, știi? Că prima dată dă cu bucurie, după aia dai de nevoie, la urmă dai cu ciudă și pe astea nu-i primește Domnul. Că cine dă cu bucurie, îi primi de Domnul. Și atunci am spus: măi, asta o mai oprim, hai mai facem altceva. La noi am avut 6 săptămâni, în iarna cealaltă, de stăruință după Duhul Sfânt. S-a înflăcărat adunarea, a început să vină mult și stăruința e o slujbă care obosește adunarea. Acolo transpiri, acolo răgușești. Mi-a spus dirijorul de cor, am întrebat: măi, cânti o cântare? Ce se cântă la mine? Tăți cântă la bas acum. Deci nu, s-a străcat voce, nu mai avem cu cine cânta. Am spus: măi, oprim un pic și mai mergem un pic la repetiții, mai mergem la celelalte. Deci somnul între recomandare și pericol. Pericolul știți care? În Pildi 6:10 spune să mai dorm, să mai ațipesc, să mai stau puțin și versetul 11. Și sărăcia vine ca un om înarmat peste tine. Am întâlnit adunări care excelau în partea de muzică. Îmi spune păstorul: frate, vieze așa de la cor la mine, 3 sferturi au conservatorul. Și cântau grozav. Dar noi am fost chemați ca să facem stăruință. Și am întrebat: dar stăruință când ați făcut ultima dată? Zic că vreo 16 ani în urmă.
Frate, avem adolescenți care s-au căsătorit, au copii la rândul lor, nu-s botezați ei cu Duhul Sfânt, le-au crescut copiii și nici copiii, ce facem? Deci, mai adormim, mai stăm, mai zăbovim și vine sărăcia aia duhovnicească. Devenim dintr-o dată fără daruri, fără umple, fără înflăcărare, că am dormit prea mult. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, amin? Am încercat azi să definesc din Sfânta Scriptură câteva domenii posibile în care noi să fim prinși de o stare de somnolență sau să adormim. Am găsit în Sfânta Scriptură un om extraordinar. Puternic cum nu este la limț, oricât ați merge voi la sală. Numele lui este Samson. Dar la un moment dat, omul ăsta l-am găsit în Scriptură cât tare mult dormea. Tot doarme, doarme și doarme. Și acum aș vrea să facem o paralelă între Samson și noi, cei din biserica din Linz. Iar domeniul l-am numit eu domeniul înfrânării. Că versetul care l-am citit spune și îmbrăcați-vă în Domnul Iisus și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. În domeniul înfrânării poftelor s-ar putea ca unii să fie foarte apatici așa, foarte somnolenți. Să nu aibă roada asta a Duhului din Galateni 5:22, numită înfrânarea poftelor. E un domeniu în care ei sunt deficitari. Și acum ne uităm la Samson, la statutul lui Samson. Samson este evreu, noi suntem creștini, da? 1 Ioan 3:1, vedeți dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui și sunteți, slavă Domnului, amin? Amin. Bun. Ne uităm la Samson, judecător în Israel, o slujbă înaltă. Eu vreau să vă spun că toți care sunteți în adunare aveți slujba voastră. Roman 12:8, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Numai noi trebuie să ne cunoaștem care ne slujba și să ne ținem de ea. Deci Samson avea o slujbă proeminentă, noi avem o slujbă în cadrul Bisericii lui Dumnezeu. Samson avea o istorie frumoasă, începând cu Manoah, începând cu profeția făcută despre el, cu închinarea din pântecele mamei, cu nașterea aceea, mult, mult, mult. Apoi iertați-mă, dar și noi avem o biografie frumoasă. Eu am trecut de 58 de ani, sunt născut în pocăință, am avut momente de întâlnire cu Domnul. Ochii mei au văzut minunile lui Dumnezeu. Am avut momente când m-am simțit extraordinar de bine în prezența lui Dumnezeu. Spunea fratele, când, care l-a văzut pe Dumnezeu cât e de mare? L-am văzut pe Dumnezeu cât e de mare. Ăsta e statutul care îl avem noi. Și am coborât mai jos în gândurile mele și am spus greșelile lui Samson. Că din statutul ăsta care l-a avut el și-l avem noi, bun, Samson a greșit. Greșim și noi? Care a fost greșelile lui Samson? Spune Scriptura că Duhul Domnului a venit prin Samson și îl mișca între Țoria și Eștaol. Deci Dumnezeu l-a așezat pe Samson între două hotare, Țoria și Eștaol. Știți ce a făcut Samson? A depășit granițele, a depășit limitele astea. Și în Judecător, capitolul 16, Samson coboară la Gaza. Și eu te întreb, ce căuta Samson la Gaza, dacă nu l-a pus aici și aici? Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt. Dar dacă tu ieși de acolo, nu? Ierusalim, care am vrut să te adun, cum își adună găina pui, dar n-ai vrut. Păi dacă tu nu vrei să stai sub ocrotirea Domnului, nu te mira că întâmpi în lupte și te prinde vrășmașul. Și Samson, dintre Țoria și Eștaol, la un moment dat coboară la Gaza, repet, Judecător 16. Vorbesc potrivit cu ce e scris, nu-mi place. Acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. Ce caută Samson la Gaza, măi oameni buni? Și ce caută un pocăit dincolo de hotarele puse de rânduiala Scripturii? Ce caută? De la Gaza a coborât în Valea Sorec. Acolo a iubit o femeie cu numele Dalila. Ce caută Samson la Gaza și la Sorec? Că locul tău nu e acolo. Fraților, noi avem niște hotare puse de Dumnezeu, hotarele pocăință. Se încearcă, există o tendință de a se rupe gardurile, de a se merge într-o extremă sau în alta. Noi avem o cale, în Ioan 14:6, Domnul spune, eu sunt calea, nu?
În Isaia 35, cum o spune, acolo în pustie se va croi o cale pentru Domnul. În Deuteronom, dacă vreți, 5:32, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga de pe calea asta, nu ai voie. În 1 Corinteni 11:1, Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe lui Hristos. Fraților, pocăința are calea ei, biserica are calea ei pe care merge, are hotarele ei. În Proverbii 22:28 spune, nu muta hotarele puse de părinții tăi, nu? Că în Psalmul 74, fiii lui Anaf cântă și spun în versetul 4, semnele vrăjmași au intrat în templul tău, au mungit. Au pus semnele lor dresemne. În versetul 9 spune, semnele noastre nu le mai vedem. Fraților, hai să rămânem în rânduiala care a pus-o Scriptura. Amin. Hai să punem, rămânem între hotarele pe care le-a așezat Dumnezeu în pocăință. Amin? Să nu ne abatem nici la dreapta, nici la stânga, nu lărgim calea, că nu ne-a dat nouă să facem asta. Ce a făcut acest om cu numele de Samson? Când vorbesc de domeniul ăsta al înfrânării poftelor, el o depășit limite, granițele în care le-a pus Dumnezeu. Să fim atenți să nu facem și noi așa, amin? Samson a nesocotit sfaturile bune pe care le-a primit de la părinții săi. Nu, spune în cartea Corinteni acolo, nu vă înjugați, 2 Corinteni, șascupai, la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Că ce legătură e între un credincios și un neuncredincios, într-o lumină și întuneric? Măi, Samson, nu sunt fete în Israel destule? Nu, iau că îmi place. Și-a pus plăcerea lui și pofta lui înaintea voii lui Dumnezeu și a sfatului bun care l-a primit de la părinți. Asta a fost o greșeală a lui Samson. Samson nu a sesizat pericolul care îl pândește. Și ajung aici la momentul când Samson doarme. Îl întreabă Dalila, Samson, de unde ai așa o putere? Și cum ai putea tu să pierzi? Ce cu întrebarea asta la tine? Samson nu vede că este în pericol? El spune, dacă aș fi legat cu 7 funi care încă nu sunt uscate, a slăbi. Măi, și Dalila la doarme și îl leagă cu 7 funi, niște filisteni stau deoparte și strigă, Samson, filistenii sunt asupra ta. Ăsta se muncește odată și le rupe. Dalila întreabă, nu vrei să-mi spui de unde ai puterea asta și cum ai putea fi fără putere? Măi, Samson, dar tu nu gândești deloc? Ce cu întrebarea asta? Samson spune, dacă aș fi legat cu niște funi care nu au mai fost întrebuințate niciodată. Și doarme Samson și Dalila iar îl leagă, vorbesc de somnolența asta, da? Iar îl leagă, Samson, filistenii s-asupra ta, rupi funile iar. Samson, de unde ai tu puterea asta? Cum ai pierde-o? Încet, încet el se apropie. Dacă părul din cap mi-ar fi împletit în urzeală, așa, aș fi ca oricare om. Dalila iar la doarme, scrie în Scriptură. Îi ia pletele lui Samson, le împletește cu urzeală, bate un cui în mijlocul cortului, grozavă casă ce avea și fata asta, bate un cui în mijlocul cortului și strigă, Samson, filistenii sunt împotriva ta. Samson ridică, smulge cuiul, îmi dau seama, cu părul încălcit de amut, descălcește, trage părul, trage urzeala și Samson tot doarme, doarme Samson. Și îl întreabă, Samson, de unde ai puterea și cum poți să scapi? Și el spune, dacă biciul ar trece peste capul meu, aș fi ca oricare. Și Samson iară se culcă. Bucuria lui că dormea în capul, cu capul în poala lui Dalila. Asta. Poala asta lui Dalila tare l-a mai adormit de multe ori pe Samson. Omul ăla viteazul lui Dumnezeu dorme în continuu, domne, din nu știu câte ori, dorme ca la comandă. Și îl rade. Filistenii sunt asupra ta. Samson spune, voi face ca așa altă dată. Nu știa că Domnul îl părăsise. Mai înainte spune că inima lui Samson a fost cuprinsă de o neliniște de moarte. Nu s-a sesizat pericolul. Oameni buni, când vrei să pui țigara în gură prima dată, să știi că îți bate inima ta. Eu n-am pus-o niciodată, mulțumesc Domnul. Îmi spun alții, măi, când am dus țigara la gură, așa îmi bătea inima, că eu sunt născut în pocăință. Când treci prima dată pragul unui discoteci, ca fată, ca băiet, să știi că îți bate inima tare. Când vrei să încerci, nu știu ce prafuri să tragi, să știi că îți bate inima. Când stai singur în cameră, pe laptop și vrei să accesezi un sai din ăla murdar, să știi că la început îți bate inima tare, că Duhul Sfânt mai este încă tine. Tu nu sesizezi că ești în pericol? Tu nu vezi că ești gata să-ți pierzi puterea? Samson a greșit. Hai să nu greșim și noi.
Amin? Doamne, ajută-ne! Urmările, Samson și-o pierdut puterea. Omul ăla vitea și-o pierdut puterea. Și ajunge să fie legat cu lanțuri de aramă, ajunge să fie cu ochii scoși, și ajunge bătaia de joc a filistenilor. L-a dus în temniță și îl punea să învârte la râșniță. De acum îi hrănește el pe filisteni, muncește pe filisteni. Dar culmea bătăii de joc mi s-a părut când de ziua lui Dagon, idolul filistenilor, s-au adunat o mulțime mare, numai pe acoperiș erau 3.000. Și-a spus să-l scoatem afară pe Samson să joace înaintea noastră. Când i-am imaginat imaginea asta, spune că un tinerel îl ținea de mână. Să-l vizdită mai zdrahonul de om, că îl ține un băiet de mână și el sare și joacă înaintea filistenilor. Îi culmea bătăii de joc. Omul care, cu o falcă de măgari, a omorât o mie de filisteni, la urmă a aruncat falca în Hacore, aruncarea fălce. Omul care s-a rugat, Doamne, dă-mi apă, și Dumnezeu o despica stânca și a băut apă, ăsta e Samson, care a luat porțele și l-a dus pe vârful muntelui. Acum îl ține un băițel de mână și el dite mai omul joacă în fața filistenilor, să-i distreze. Ăsta e statutul unui pocăit care își pierde pocăința, care își pierde onoarea, care își pierde puterea duhovnicească. Asta ne așteaptă pe toți dacă noi cădem de la pocăință, dacă glumim cu păcatul. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Amin. Frații mei, care a fost vinovăția lui Samson până la urmă? Care domeniul în care el a fost foarte vulnerabil, în care el a dormit? Este domeniul înfrânării poftelor. Eu m-am gândit că Samson a fost 20 de ani judecător în Israel. Poate Dumnezeu ar fi vrut să mai fie, dar nu a mai putut, că era prea neînfrânat. Prea des dormea cu capul în poala lui Dalila și și-a pierdut puterea. Noi suntem chemați la o lucrare, suntem biserica, are scopul ei, fraților. Are mersul ei, Dumnezeu are nevoie de noi în lucrarea care ne-a chemat. Nu cumva să ne pierdem în amănunte, vorba unuia, din cauza copacilor nu mai vezi pădurea, știți? Ne pierdem în tot felul de detalii nesemnificative. Când eram mic, citeam povestea unei fetițe care mergea acasă, o știți și voi pe de rost. Și au ajuns pe un câmp cu flori și au început să culeagă flori, una mai frumoasă ca alta, și în loc să ajungă acasă, au apucat-o noaptea pe câmp. Noi suntem porniți spre Canaanul Ceresc, frate. Noi vrem să ajungem la Dumnezeu acasă. De ce să ne pierdem timpul cu lucruri inutile în viața asta, în Linz, aici, în Austria? Eram la rugăciune și era un băiat, un student la calculatoare, s-a uitat prorocul spre el și a spus, măi, tu aveai o direcție bună, aveai o țintă bună, dar așa mi-ai pierdeai în mersul tău, înspre ținta aceea, pierdeai timpul, erai ca într-un bazar, te uitai la o tarabă, te uitai la altă tarabă, nu cumpărai nimic, dar pierdeai timpul. Biblia spune în Efeseni, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Frații mei, un prim domeniu în care putem da dovadă de somnolență, am luat exemplul lui Samson, viteazul care dormea în mod repetat până când și-a pierdut puterea. Este domeniul înfrânării poftelor. Și aici mă gândesc, cât de activ eu în roada asta Duhului? Băiatul ăla de la noi, fratele ăla de la noi, de la Bosanci, care au predicat și au strigat să ne trezim, aveau un plic de dreptate, mă gândesc eu. În ce privește înfrânarea poftelor, e sunt 100% după voia Domnului sau într-o stare de somnolență? Eu aș vrea să vă spun un verset. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Dacă cineva să știe vinovat în privința aceasta, Dumnezeu să ne ajute să ne trezim, fraților, amin? Și să fim mai înfrânați. Doamne ajută! Haideți să mai luăm un domeniu în care poate să apară o somnolență așa. Pavel vorbește cu mai tânărul său prieten Timotei și în a doua carte, în capitolul 4, începe să spună de păstrarea cuvântului curat. Vorbește de unele pericole și spune așa că oamenii sunt deranjați de învățătura sănătoasă. Timotei, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. O venit oare vremea asta?
Nu dau exemple de învățături care deranjează adunările noastre. Ce înseamnă învățătură sănătoasă? În Psalmul 111, versetul 10, spune așa: frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Deci o învățătură sănătoasă întotdeauna va promova frica de Domnul. Predica mea trebuie să vă ducă cu gândul la un Dumnezeu puternic, trebuie să ne ducă cu gândul că noi trebuie să avem o reverență, un respect deosebit față de Dumnezeu. În Fapte 9:31 spune: biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea, Samaria, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Învățătura sănătoasă pe care unii nu pot să mai suporte este o învățătură care promovează frica de Domnul. Așa să fie toți predicatorii de aici. Și așa să fie toți frații care se ridică să vorbească în numele Domnului. Amin? În ce ar consta învățătura sănătoasă? Vorbește în Tit, capitolul 1, versetul 8 despre episcop și versetul 9 spune care să păstreze cuvântul, să aibă o învățătură sănătoasă, versetul 9, o învățătură sănătoasă și să poată înfrunta pe potrivnici. Învățătura sănătoasă este învățătura care e luată din cuvântul adevărului, da? Să se țină de cuvântul adevărului. Că spune că oamenii își vor întoarce, 4 cu 4, Timotei 2, se vor întoarce spre istorisiri închipuite. Știți ce bine prind întâmplările ca astea care nu se pot verifica? Știți ce bine prind? Știți ce bine prind pildele astea sau cugetările sau maximele astea filozofice, mai ales în rândul tinerilor? Domnule, ăsta intelectual, ăsta știe ce spune, dar nu spune din Scriptură. Învățătura sănătoasă se ține de cuvântul adevărului. Doamne, ajută-ne la asta, amin? În 2 Petru, capitolul 3, versetul 1, prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu, în amândouă cauze să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. O învățătură sănătoasă are întotdeauna înștiințări de la Domnul. Înștiințări luate din Scriptură și înștiințări luate de la Duhul Sfânt. Asta e o predică sănătoasă, învățătură sănătoasă. Dar în momentul când vin înștiințările de la Duhul Sfânt, eu am trăit multe momente. Am trăit momente în adunare când fratele care predica spunea: tu așa, tu așa. Și frate spunea: băi frate, asta e voie sau nu e voie? Păi e voie că are înștiințări de la Duhul Sfânt. Eram într-o adunare când predica un om și a spus așa: de la surori, a noua bancă de aici, a doua soră din capăt, are cancer. Domnul vindecă! Și Dumnezeu a vindecat-o pe loc atunci. Asta e o învățătură sănătoasă care înștiințări. Când darul de cunoștință care îl avem de la Duhul Sfânt descoperă anumite stări în adunare care nu sunt bune, predicatorul trebuie să le arate, să le spună. Deci o predică, o învățătură sănătoasă are în ea înștiințări de la Duhul Sfânt. Și acum vine Pavel și spune lui Timotei: va veni o vreme când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Voi o puteți suferi? Amin. Doamne ajută-ne, amin? Apoi există o neglijare a Scripturii. Vor dori să audă povestiri închipuite. Fraților, eu am dorința asta de a cerceta Scriptura, că atunci când vorbim de Evanghelie trebuie să o cunoaștem, să o împlinim, să o spunem altora, să o apărăm când e cazul. Vouă vă place Scriptura? O iubiți? O citiți? Să întreb cine nu a citit ieri din Scriptură? Nu ridicați mâna. Nu ridicați mâna. Dar spune că unora le plac povestirile astea închipuite. Dar adevărata învățătură sănătoasă e aceea care vine din Scriptură.
Să ne ajute Domnul, amin. Și apoi spune acolo, îi vor gâdila urechea să audă lucruri plăcute, un apetit spre divertisment. Un apetit, o aplecare mult prea mare înspre divertisment. Nu mai știu predicatorii noștri cum să atragă atenția adunării, ca să nu vă plictisim, ca să nu dormiți. Unii ies cu microfonul în mână, alții șochează cu întrebări, alții cu vestimentație, dar până la urmă, spunea seară cineva, iată glasul celui ce strigă, predica este un glas. Voi trebuie să vedeți până aici, până la microfon, glasul celui ce strigă. Nu trebuie să ieșim noi în evidență, fraților, nu noi. Că voi ați murit, Coloseni 3, și viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Eu sunt ascuns în Dumnezeu. Cum de mă vedeți pe mine și nu-L vedeți pe Dumnezeu? Înseamnă că nu sunt ascuns, nu? Întotdeauna, într-o slujire, trebuie să se vadă Dumnezeu. Dumnezeu să fie mare, iar slujitorul să fie om smerit. Doamne, ajută-ne la aceasta. Există o aplecare spre divertisment. O aplicare spre voioșie firească. Există momente în care firea ia locul Duhului pentru că adunarea e firească. Și Pavel spune, Timotei, astea toate se vor întâmpla, dar acum rețineți, dar tu, spuneți voi mai departe, fii treaz în toate aceste lucruri. Tu fii treaz, că ăilalți nu mai sunt treji. Că există domeniul ăsta în care oamenii pot fi cuprinși de somnolență. În ce privește păstrarea învățăturii curate din Sfânta Scriptură. Și vine Pavel și spune, tu fii treaz. Suntem treji? Doamne ajută-ne la aceasta. Hai să mai vorbim de un domeniu. Și pentru asta vom citi, am spus eu, domeniu interesului pentru casa Domnului. Dacă se poate afișa Ezra, capitolul 1, versetul 5, nu mai afișăm și versetul 2 și 3. Ezra, capii de familii din Iuda și Beniamin, preoți și leviți, și anume toți aceia căror duh l-a trezit Dumnezeu ca să se stuie la Ierusalim să zidească casa Domnului, da? Evreii au fost în robie 70 de ani. Ei au fost trimiși fortuit la culcare. Oamenii ăștia nu au văzut templu, ei nu au văzut slujbele. Nu, ei au stat într-o stare de somnolență, așa cum pedepsesc eu copiii câteodată. Am musafir și copiii acum sunt mari, dacă când erau mai mici, câte unul facea așa poznic, ia du-te la culcare, hai. Și apoi, asta era pedepsă, du-te și culcă. Și mă duceam să-mi velea cu plapul, mă, el n-avea somn, dar dormea, că-l trimitea tata să doarmă. Evreii ăștia au fost trimiși în Babilon. Ei, din punct de vedere al relației cu Dumnezeu, ei au dormit 70 de ani, că nu au văzut templu și slujbile. Dar a venit o vreme când Dumnezeu a trezit Duhul lor. Dar rețineți că nu s-au trezit toți. Când vorbim de interes pentru adunare, pentru casa Domnului, aveți adunare mare. Știți ce înseamnă să cârmuiește o adunare? Știți de câți oameni e nevoie? Știți de câtă îngrijire de la ordinare de slujitori, Doamne ajută și binecuvintează-i, da? Până la vizitarea bolnavilor, până la colectele care le trimiteți voi în țară, Domnul să vă binecuvinteze, până la mocheta care trebuie curățită, până la grupa de copii în care o soră se ocupă de ei, știi că aici e o adevărată industrie, că voi trebuie să aveți interes pentru adunarea asta. Ei bine, cei din vechime nu s-au trezit toți, unii au dat doar câteva vase care le-au avut și lucruri de preț. Duceți-l la Ierusalim, noi nu mai mergem, deși edictul era dat că oricine vrea să meargă, să meargă. Oamenii ăștia au fost treziți în Duhul lor, au făcut o călătorie foarte primejdioasă. Citiți Ezra 8, 21, acolo are Ahav, am vestit un post de smerenie, 28, fiți cu ochii în patru, că aveți valori. Și apoi mai târziu spune că am ajuns la Ierusalim și am mulțumit Domnului că ne-a păzit de loviturile vrăjmașului. Ezra era un cărturar iscusit, dar Ezra i-a spus la împăratul Persie, noi avem un Dumnezeu mare, Dumnezeu nostru e puternic, Dumnezeu nostru ne apără. Și când o trebuie să plece, i-a spus, ne-a fost rușine să cerem o armată de însoțire, că noi am spus că Domnul e cu noi. Și au spus, numai postim, ne rugăm, când au ajuns la Ierusalim, au mulțumit că Domnul i-a păzit de loviturile vrăjmașilor. Și au ajuns acolo și în
vreme de primejdie, cu multe confruntări, cu multe viclenii din partea lui Tobia și Sambalat, ei au zidit casa Domnului. Ăștia s-au trezit că au avut interes pentru casa Domnului. Care e interesul tău pentru adunare? Care e interesul tău pentru biserica asta aici? Nu mi-a spus fratele Doru să predic asta, el nu știe ce am fost călăuzit de Domnul să predic. În Mica, capitolul 6, versetul 6, se întreba omul Dumnezeu așa: cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi apleca în fața Lui? Când vii la adunare, cu ce vii înaintea Domnului? Ai venit cu o zi de post pentru slujba din adunare? Pentru frații de aici, ai venit sau nu? Nu știu. Ai venit măcar cu o rugăciune de mulțumire? Ai venit cu o cântare să te închin Domnului? La Ierusalim, la templu, unul aducea un taur, unul mai sărac aducea un ied. Și dacă erai prea sărac, aduceai o pereche de porumbei. Sau de turturele, dacă n-aveai porumbei domnești. Prindeai două turturele și le duceai Domnului. Unul vine cu o zi de post, altul vine cu cercetarea Scripturii, altul vine cu o noapte de rugăciune. Altul vine cu un amin, că e mai sărac. L-ai adus aminul ăla cu tine azi la adunare? Acela slăvit să fie Domnul, l-ai luat azi cu tine la adunare? Cu ce ai venit înaintea Domnului? Că Roman 12, aduceți trupurile voastre, apoi aduceți cuvinte de căință și multe lucruri care noi trebuie să le aducem la adunare. Aveți interes pentru adunare? Pentru adunarea asta de aici? Eu mai pun o întrebare. Miercurea voi veniți la adunare? Oh, nu răspundeți. Bine că nu răspundeți. Dar mai pun o întrebare. Gândește-te tu cum ar arăta adunarea Speranța dacă toți ar fi interesați așa cum ești tu și casa ta. Gândește-te la altceva. Cum ar fi adunarea din Speranța miercuri seara dacă toți ar veni la adunare cât vii tu? Aproape că aș păstra o clipă așa de meditație, să te gândești. Dacă în adunarea asta, în miercurea, toți ar veni cât vii tu, cum ar fi adunarea? Da? Și acum, când vorbim de interes pentru casa Domnului, spune că Duhul Domnului a trezit pe unii, din Iuda și Beniamin. Dar mi-aș dori să mai trezească și azi. În interesul ăsta pentru adunarea Domnului, adunarea Sfinților, pentru biserica în sărbătoare a zecelor de mii, aici prezent Dumnezeu, tu chiar nu ești interesat deloc, nu vii cu nimic la adunare, nici trupul tău nu-l aduci curat, nici o jertfă nu aduci curată, nici un amin nu vrei să spui, nimic nu aduci la adunare. Care e interesul pentru tău pentru adunare? Și apoi spune Scriptura că ei au plecat ca să zidească casa Domnului. În Roman 14 cu 19 parcă spune: urmărit dar lucrurile care duc la pacea și zidirea sufletească. Care sunt lucrurile care zidesc adunarea? De exemplu, în Corinteni 1:14 cu 4 acolo spune că cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine, nu? Ai călăuzirea de la Duhul Sfânt? Spunea un frate la timpul de rugăciune, mi-a plăcut, că dacă toți adunarea ar fi coborât de la altarul de familie, voi luați foc azi aici adunarea. Dar să mă ierte Domnul, nu știu unde fratele, și eu sunt restant cu rugăciunea în familie, și eu și casa mea, și trebuie să mă pocăiesc de asta. Mai trebuie să pocăiască careva. Dumnezeu să ne ajute, fraților. Ei, atunci, care sunt lucrurile care duc la zidirea noastră sufletească? Revărsarea Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt, astea zidesc sufletește biserica. Doamne ajută-ne, amin? Același 14:26, ce-i de făcut când ne adunăm la oaltă? Unul are o cântare, unul are un îndemn, unul are o vorbire în limbă, altul o tâlcuire, dar toate se facă spre zidirea sufletească. Aveți vorbire în altă limbă? Aveți tâlmăcirea? Aveți cântarea? Aveți învățătura? Le avem pe toate să se facă spre zidire. Doamne ajută-ne, amin? În Efeseni 4:11 scrie așa: și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de zidire a trupului Hristos. Asta iar e o lucrare de zidire. Eu întreb, la oamenii care îi aveți aici în frunt, eu știu că Doru acum e conducător și mai știu vreo 2-3, că am fost de câteva ori, nu știu pe toți. Dumneavoastră respectați oamenii aceștia? Vă rugați pentru ei?
V-am povestit, poate v-am povestit, am un prieten, numele lui Axente Octavian, am fost pe el odată mai de mult aici. Un prieten de-al meu îi cheamă într-o adunare de lângă Suceava, nu-i spun numele, cum am fost de multe ori, și se ridică fratele Octav și spune: măi, oameni buni, mi-a arătat Domnul că aici nu există ascultare de mai mari. Dar un frate pe care îl știu, stă acolo, pe ultima bancă, foarte vocal, spune: frate, la noi Domnul Iisus e cel mai mare. Și Octav îi spune: măi, dar uite ce scrie aici, în Efeseni 4:11, citează versetul. Uite ce scrie în Evrei 13:17. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși ca unii care priveghează asupra sufletelor voastre, ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspirând, că așa ceva nu ar fi de niciun folos. Și el spune: Domnul e mai mare. La care fratele Octav spune: mai unde m-ai adus? Mai spune că mă duc în adunare. În adunarea Domnului sunt apostoli, sunt proroci, sunt evanghelisti, sunt păstori. Este lucrarea de cărmuire a adunării, iar ceilalți o recunosc și o respectă. Tu unde m-ai adus? O mai stat puțin și o plecat. Cred că la 2 săptămâni adunarea aceea s-a rupt în două. E ruptă și în ziua de azi. Eu mă întâlnesc cu unul și spun: măi, frate, tu ești din acei care au plecat sau din acei care au rămas? Nu, frate, eu am rămas pe loc, eu nu m-am dus. Băi, dar ăia care au plecat, ce fac? Zică: frate, ei numai se ceartă și acum în continuă. Măi, dar voi cum vă bucurați? Zică: și noi ne certăm ăștia care au rămas din coace. Dar de ce ne certăm? Că ei nu respectă nicio autoritate, înțelegi? Dar asta spune că oamenii ăștia îs puși de Dumnezeu în vederea slujirii pentru desăvârșirea Sfinților, pentru zidirea trupului lui Hristos. Că eu vorbesc de zidire. Evreii au fost treziți din somnul lor de 70 de ani, au plecat la Ierusalim și au zidit casa Domnului. Noi trebuie să zidim aici adunarea, noi trebuie să zidim împreună cu toți. Cum zidim? Prin darurile Duhului Sfânt, prin slujirea făcută cu rânduială, prin respectarea slujitorilor, biserica crește și se zidește sufletește. Doamne ajută-ne la asta, amin? Frații mei, câteva domenii în care putem fi cuprinși de somnolență sau chiar să adormim de bine. Domeniul înfrânărilor, vinovat a fost Samson, pe care l-am dat exemplu. Domeniul păstrării învățăturii curate. Și Pavel spunea lui Timotei: tu în privința asta să fii foarte treaz, Timotei, să ne ajute Domnul și pe noi. Și în domeniul interesului pentru casa Domnului, interes pentru adunarea Speranța din Linz, dacă cineva a dormit, să-l trezească Domnul, amin. Amin. Acolo îmi place, spune că Duhul Domnului i-a trezit. Și așa mă rog Domnului, și dacă vă trezește Duhul Domnului, o să fiți miercuri mai mult la rugăciune. Și dacă vă trezește Duhul Domnului, o să fiți cu mai mare interes pentru slujirea din adunare. Nu o să trebuiască dirijorul să fugă după voi, să vă facă: hai, veniți la repetiție. Nu, nu, nu. Nu o să trebuiască unul să spune: hai, facem stăruință, veniți și să nu vină nimeni. Nu o să trebuiască să puneți program de citire a Bibliei și voi să fiți tot restanți. Nu, nu, voi o să fiți înainte, pentru că v-a trezit Duhul Domnului. Doamne, lucrează acestea, amin? Frații mei, aș vrea câteva recomandări să vă dau tuturora, pentru voi și pentru mine. Nu te crede invicibil în lupta cu somnul. Nu te crede invicibil. Adică ăla a dormit, ăla a dormit. Spune în 1 Corinteni 10:12. Dacă crede cineva că stă în picioare, să ia seama bine, să nu cadă. În Romani 8 spune: nu te făli, ci teme-te. Somnul vine pe neașteptate. Nu este un moment așa când ai o activitate și spui: acum mai adorm. Nu, nu. Eu m-am dormit la volan. Mergem la o evangelizare la Sighetul Marmației, la frate Simi Bumban. Erau troieni foarte mari și am văzut că dorm. Dar am spus că hai mai că rezist până acolo. Și la un moment dat m-am trezit așa de o hurducătură, am trecut de pe dreapta pe stânga. În jos era o prăpastie mare, dar cum erau maluri de zăpadă, am intrat în malul cu zăpada. Și m-am trezit și m-am speriat. Am adormit odată la mall. Am mers cu familia la cumpărături și mie nu-mi place să probez eu toate tricourile și toate papucii. Și am spus: duceți-vă voi și cumpărați, uite unde sunt scaunul, aici mă găsiți. Și au venit copiii și au spus: tata, ai adormit? Treceau niște fete pocăite, se uita la tine și așa râdeau. Dar ce, eu am vrut să adorm? Zic: bine că nu m-a prins furând din galantar. M-a prins dormind, n-am, m-am oposit, nu? Știi că somnul vine pe nesimțite, mai oameni buni.
Nu te crede invizibil că eu n-am să adorm niciodată. Nu. Mai degrabă teme-te și păzește să n-adormi. Amin? Amin? Și mai spun ceva. Dacă vezi că e o stare de somnolență așa, puneți măcar ceasul să sune. Eu am fost mulți, mulți ani mecanic locomotivă. E periculos să dormi pe locomotivă, nu? Să dormi, ducând 10 vagoane pline cu oameni. Pe locomotivă există un dispozitiv DSV, dispozitiv de siguranță și vigilență, în care mecanicul, cu intermitență, trebuie să calce o pedală din 30 în 30 de minute. În momentul, dacă după 30 de secunde, dacă după 30 de secunde n-ai călcat, să aprind întâi o lampă în ochi, 6 secunde ai o sonerie puternică și dacă nu te trezești, frânează trenul automat. S-a întâmplat ca mecanic de călători, intrând în gara de nord, și aia gara înfundată cu o afluență mare de călători, a făcut stop cardiac. Și când intra pe aci, el a murit. Și trenul intra încet, dar într-o jumătate de minut s-a oprit. Era o catastrofă. Există un dispozitiv de siguranță și vigilență. Acum nu mai spun, eu am făcut 35 de ani de servici. Și dimineața când suna ceasul, eu călcam prin pat, așa, că s-a obișnuit, așa. Oameni buni, în vederea prevenirii, adormirii acesteia, puneți-vă, domnule, un dispozitiv de siguranță. Puneți-vă ceasul să sune, da? Ce înseamnă asta? Evrei 10:24, vegheați unii asupra altora. Evrei 12:16, vegheați să nu fie între voi. Când merg la volan și s-o obosit, îi spun, băi frate, dacă vezi că adorm, dă-mi un ghion, domnule. Știți ce e la ghion, nu? Îi moldovenesc asta, da? Dă-mi un cot, vezi că adorm. Măi, așa e și spiritual. Frate, dacă vezi că nu m-am luat cina de ani de zile, oprește-mă și mă întreabă ce cu mine, că am adormit, măi. Dacă vezi că am tătă vara, n-am venit o miercuri la adunare, oprește-te, măi, și spune, măi, Dragoș, dar tu nu mai vii la adunare, vezi că ai adormit, măi. Nu vă credeți invizibil, putem să adormim, dar apelați la ajutorul altora, măi, dacă vezi că dorm, trezește-mă și vorbesc de somnul spiritual, da? V-ar place cineva să vă trezească? V-ar face un bine sau un rău? I-ați mulțumi sau v-ați enerva pe dânsul? Ce ai cu mine și cu casa mea? Dacă vezi că nevasta ta și fetele tale vin îmbrăcate necuvincios, dau tonul la modă, spune așa frumos, măi, aici e adunarea Domnului, măi, aici se coboară Duhul Sfânt, aici e sfințenia lui Dumnezeu, hai îmbracă-te mai frumos, hai vină mai decentă. V-ar place? Apelați la cineva să vă trezească în caz că adormiți? Dumnezeu să le dea pocăință. Și vă mai spun un lucru. Fiți pregătiți că dacă totuși apare odată o stare de somnolență, în momentul deșteptării să fiți gata. Toate fecioarele au asupit. Și Biblia parcă nu le acuză așa de tare. Nu spune la cele înțelepte, măi, voi de ce ați dormit? E o constatare, fiindcă mirele zăbovea și noi vedem că zăbovește, toate fecioarele au asupit. Dar a venit vremea deșteptării. 5 din ele, când au adormit, erau gata. Aveau un de lemn, aveau vas, aveau candele, aveau toate. Dacă tot te apucă vremea adormirii și vine o vreme, poate îngăduită de Dumnezeu, tu să fii întotdeauna gata, amin, să fii pregătit. Amin. Când merge Iosif în fața lui Faraon, spune Faraon, 7 ani de belșug și 7 ani de sărăcie. Ce-i de făcut? Strângem. Și când a venit somnul ăsta al sărăciei în Egipt, ei erau deja pregătiți. Scrie în Eclesiastru, am numit eu milostivul din valuri. Aruncă-ți pâinea pe ape, Eclesiastru 11. Și după multă vreme o vei întâlni, în parte un 7 și un 8, că nu știi ce vreme va aduce Domnul. Acum cât ești bine, când ai servici, când ai de lucru, când ai bani, împarte-ți. Nu da tătă pâinea grămadă. Nu-i cumpăra la unul mașină de 15.000 de euro, nu. Împarte un 7 și un 8 și dă-o. Că nu știi ce vrem va aduce Domnul. Când va veni adormirea asta a sărăciei sau a necazului peste tine, toate feliile cele ți se vor întoarce înapoi, să știți. Eu cunosc un frate, poate v-am povestit cazul lui, nu știu, mi-e prieten foarte bun, a fost la voi aici la adunare, care-i patron, avea mulți copii, e adevărat, dar un om atât de darnic, ăștia din lume i-ar spune mână spartă. La el toți musafiri, la el mănâncă toți, el îi dă bani de drum, el ajută pe toți sărace și are bani. Și știut că are bani. Dumnezeu a îngăduit
o neputință la o fată de-a lui a făcut cancer în sânge, leucemie. Și îmi spunea, Dragoș, am cheltuit toți banii, am rămas fără bani de mâncare în casă. Casa o avem, numele-l aveam, dar nu mai aveam bani. Și spune că o dată mergeam cu un grup de tineri într-o misiune și a venit un băiat necăsătorit la mine și îmi spune, frate, și nu-i spun numele, eu știu că tu ai bani, poți să mă băjucuriez, poți să-mi dai un șut în fund, fă ce vrei, frate, cu mine. Dar tătă noapte am primit un îndemn să-ți dau 100 de lei. Și eu am întins 100 de lei și spune, Dragoș, m-am întors în partea cealaltă și am izbucnit în plâns. Eu n-aveam bani de pâine în casă. Dar omul ăsta știa un lucru. Aruncă pâine ape și ea va veni înapoi. Și îmi spune, Dragoș, eu n-am vrut să spun la nimeni. Când au auzit frații din adunare, din ecazul meu, când au auzit preotul ortodox că și lui am făcut bine, mi-au adus bani și mi-au dat, mi-au spus în atunci în bani, ce ia 5 miliarde de oameni, de lei. Adunări din diaspora s-au unit, mi-au chemat fata, mi-au operat, eu făcut transplant de măduvă și totuși i-au murit, că așa a fost voia Domnului. Dar spune, măi, dacă am dat un leu, Dumnezeu mi-a dat 10 când am avut nevoie. Acum s-au reabilitat, ajută mai departe. Când vine starea asta de neputință, somnul ăsta al sărăciei peste tine, tu să fii pregătit. Aruncă pâine, ape și Domnul să va da înapoi. Un frate de la noi din comitet a fost la o soră în vârstă care nu venea la adunare și îi spune, soră, mă, tai, nu poți vii la adunare. Nu-ți pare rău că nu mai vii la adunare? Și ea spune, nu, eu cât am putut veni, n-am lipsit niciodată. Eu cât am putut veni, doar știi, frate, eu n-am lipsit de la adunare. Acum, dacă nu pot, facă-se voia Domnului. Ea avea cugetul în păcat. Cât o putut, o făcut. Acum cât poți, fă. Și dacă Domnul va îngădui un somn și peste tine, te va țintui boala sau sărăcia sau un necaz sau ceva, tu să ai cugetul în păcat. Când Domnul va da deșteptare, eu voi fi gata. Mă voi trezi din somnul meu și voi întâmpina pe mirele. Doamne ajută-ne la aceasta, amin? Închei predica, timpul trecut. Și închei cu versetul pe care l-am citit. Valabil pentru mine și pentru voi. Vă rog, gândiți-vă la domeniile de care eu le-am vorbit și poate sunt și altele. Și gândiți-vă la recomandările acestea care vi le-am dat. Și închei predica cu versetul care spune, și aceasta cu atât mai mult, cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este vremea să ne trezim în sfârșit din somn, că mântuirea acum e mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Amin. Amin.